Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou videoclip. Uitați, am încărcat fiare. Dacă vedeți de acolo de jos, suntem în Spania, în zona de Barcelona. Și am zis să vă arăt orașul ăsta pentru că e foarte, foarte interesant. Până o să ieșim la strada principală. Deci e mega interesant. Așa e de îngust, e tare de tot. De-aia am zis că merită să fac un video. Hai să vedem dacă putem să și ieșim de aici. Hai să lăsăm și pe omul ăla, că văd că se grăbește. Am ceva tonaj, am vreo 16 tone. Dați și voi acolo. Aici spate am încărcat, pe lateral. Și pe aici trebuie să mergem foarte încet, pentru că avem ceva serpentine. Am pic să cobor și o scaunul mai jos ca să vedeți mai bine drumul. Așa. Punem GPS-ul un pic mai aici. Să mai eliberăm un pic din spațiu, pentru că am foarte multe reclamații la adresa perdeluței, a mesei, că nu se mai vede drumul. Băi, eu înțeleg, dar ce să fac acum, că nu pot să le iau jos când filmez și dacă le iau jos, după aia nu mă arată bine camionul și nu-mi place să fie așa chel. Mă înțelegeți voi? Dacă vreți să filmăm, așa filmăm, dacă nu, nu mai filmăm, nu? Pentru că n-am ce să fac. Hai să vedem. Să-i dăm un pic de voce la Ioana. Uităm în oglindă să treacă bine remorca. Departe de parapet. E ceva tonaj, dar trage camionul destul de bine. La 16 tone e binișor. Era bun la un 10, dar e bine și cu 16. Deși nu știu exact dacă am chiar 16, poate că o pus și așa estimativ. Hai, prietene, că trebuie să iau un pic mai larg. Acum intrăm jos în orașul ăla de care vă spuneam. E foarte interesant. Bine, nu e mult, că e 200-300 de metri are orașul, da? E interesant. Adică nu chiar 200 de metri, cred că un kilometru ar, uitați-l și voi. Trebuie să trecem prin mijlocul lui. GPS-ul o să ne zică undeva să facem la dreapta, dar nu o să putem. Din câte știu, am și interzis la dreapta acolo și cu remorca nu m-aș încadra să fac la dreapta acolo. Așa că o să mergem mai înainte. Următorul giratoriu o să-l facem înainte și al doilea giratoriu facem la dreapta, pe lângă Mercadona. A mai fost foarte de mult. Cei care sunteți vechi pe canal, poate o să vi se pară cunoscut orașul. Și mie mi s-a părut la fel până am ajuns aici. Am mai fost, dacă nu mă înșel, cred că cu Manu am mai fost pe aici. Deci mi se părea foarte, foarte cunoscut. Și după aia când am ajuns în oraș, mi-am dat seama că da, am mai fost pe aici. Cam
Caldes de Montbui. Sau cum s-o pronunța. Acum începe distracția. Camioane înainte. Au și terasele foarte în afară. E complicat un pic. Urcăm așa încetuc. A, uitați ce, băi, ce frumos e. Mi-am crezut că îmi sare ăla cu bicicleta în față. Deci fii atenți și voi pe unde mă pune GPS-ul să fac, aici la dreapta. Bine că aș putea, dacă aș lua așa larg, aș putea să mă bag, dar nu. N-am ce să caut pe acolo, mă duc eu sus la giratori, mă duc înainte și după aia la dreapta. Decât să mă complic pe aici în jos. Deși, uite că și pune acolo camioane 3,5 tone înainte. Interzis la dreapta. Aude, asta se configurează pe unde vrea el. Haide, omule, fă-te și pentru mine verde. Dați și voi. Bă, n-ar fi rău, dar dacă e interzis, mai bine pe aici înainte. Dați și voi ce frumos e. Au că strada asta se virez la dreapta. Mamă. Deci am sărit pe aia și n-am văzut-o. Acum s-o trezit și s-o reconfigurat. Lăsăm ușor, că și aici avem o denivelare. Stai acolo, drăguțul. Și voi ce înghesuit e orășelul ăsta. Frumos, frumos, nu știi să semnalizezi și tu un pic. Vezi aici e Mercadona și facem dreapta pe lângă Mercadona. Și ieșim uite acolo. Vezi aici e parcarea de la Mercadona, frumos. Hai să ne ducem și noi, că iasă și asta cu mașina roșie. Să avem și noi bine timp. Așa. Gata. Eu cred că a fost destul de interesant, nu? Sunt 20 de grade afară. Nu e, să știți că nu mai e așa cald în Spania. De fapt, noaptea trebuie să dau drumul la Sirocco.
nu poți să dormi fără. Noaptea sunt 8, 9 grade, 10, pe acolo. Ziua mai crește un pic. Da. Păi bine, dragilor, eu vă las. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Iar până data viitoare, v-am salutat.